Da, uite, că anul ăsta n-am reușit să strângem mai multe. Domnul Horvat, suntem live. Da? Da, da. Bine, bine. Atunci, bună ziua. Și vom începe cea de-a doua parte a lucrărilor conferinței X-Gen. Mai exact, lucrările repartizate la secțiunea de matematică, unde îl rog pe domnul conferențiar universitar doctor Laurian Pișcurean să facă prezentările, să își ia rolul de chairman. Mulțumim! Mulțumesc colegului Andrei Horvat, atât pentru frumoasă organizare, și cât și pentru întreaga conferință, și colegului Cosmin Sabo de asemenea. Astăzi sunt onorat să fiu chairmanul acestei secțiuni, secțiunea matematică, unde alături de mine în juriu sunt colega Adina Pop, de asemenea colegul Dan Miclău și în ultimul rând colegul Andrei Horvat Marc. Astăzi la secțiunea matematică avem prezentarea studentei de la Matematică Informatică anul 3, Andreea Chira, care ne va vorbi despre rolul femeilor matematiciane românce pe parcursul sau pentru dezvoltarea matematicii din secolul 20. Andreea, în cele ce urmează îți acordăm cuvântul, te rugăm să ne prezinți. Bună ziua! Să-mi spuneți dacă se vede. Da, e regulă, se vede. O să vorbim astăzi despre rolul femeilor în dezvoltarea matematicii românești în secolul 20. Cuprinsul, introducere, vom vorbi despre Vera Miller-Lebedev, Silvia Creangă și Kabiria Andrean Cazacu. Pe urmă vom avea concluzii și bibliografie. Ca introducere, așa cum știm, matematica este știința care studiază mărimile, relațiile cantitative și formele spațiale prin raționament deductiv. Această definiție o putem întâlni în dicționarul explicativ al limbii române, dar o putem percepe ca matematicieni nu doar ca un adevăr perfect valabil, ba chiar mai mult din prisma preocupării noastre, putem vedea că matematica se reflectă în cotidian aproape în tot ce ne înconjoară, de la date statistice până la lansarea pe orbită a unor sateliți și exemplele ar putea continua. Chiar dacă în secolul 20 au avut loc două războaie mondiale, acest secol este de o mare importanță atunci când vine vorba despre dezvoltarea și extinderea cercetării în ramuri vaste ale matematicii, precum teoria spectrală, topologie algebrice sau geometrie, geometrie computațională, geometrie necomutativă. Vom vorbi despre Vera Miller-Lebedev, care a trăit între anii 1880-1970. Aceasta a fost prima profesor universitar din România. Numirea Verei Miller-Lebedev ca profesor universitar la Universitatea din Iași a stârnit foarte multe controverse, deoarece în acea perioadă rolul de profesor universitar aducea și rolul de votant, iar Constituția din 1866 dădea rolul, dreptul de vot doar bărbaților. Aceasta s-a născut în Rusia, unde și-a făcut și primele studii. Și-a primit licența în Rusia, ulterior a primit-o și în Germania, unde totodată și-a primit și titlul de doctor în matematici. S-a mutat în România datorită căsătoriei cu matematicianul Alexandru Miller. În 1911 este numită conferențiar titular la Catedra de Matematici Elementare. În 1918 devine prima femeie profesor universitar din România. Câteva referințe despre contribuția științifică a Verei Miller-Lebedev. În teza de doctorat a sa, teoria ecuațiilor integrale folosite la câteva dezvoltări în serie, aceasta a utilizat polinoamele lui Laguerre și Hermite pentru dezvoltarea în serie a funcțiilor arbitrare. A folosit teoria ecuațiilor integrale la studiul acestor dezvoltări în serie. A colaborat la revista V. Adamachi, Analele științifice ale Universității din Iași, dar și la alte reviste matematice. Principalele sale publicații, putem enumera câteva dintre contribuțiile remarcabile ale Verei Miller, publicate în folosul studenților la care a predat.
În acest sens, stau mărturie cursurile de algebră, teoria grupurilor și aplicațiile ei la ecuațiile algebrice. Florica Câmpan, o fostă studentă de ASA, afirmă că toți cei care participau la cursurile ei erau vrăjiți de claritatea și frumusețea discursului. Aici am prezentat doar o parte mică din cursurile, din scrierile sale. Nu o să le citesc pentru că nu știu germană. Silvia Creangă a trăit între anii 1894-1952. A fost prima femeie din România care și-a obținut doctoratul în matematici. Silvia Creangă nu a avut niciun grad de rudenie cu marele scriitor Ion Creangă, dar, poate nu știați, aceasta a avut un frate Ion Creangă, care a fost decan, pe urmă rector al Facultății de Matematice din Iași. Silvia Creangă a urmat școala primară la Piatra Neamț, pe urmă a dat admitere la Școala Centrală de Fete din București, unde a fost tot timpul premianta întâi a clasei. Studiile le-a urmat la Facultatea de Științe din Iași, unde și-a obținut licența în 1917. În anul 1920 trece cu succes examenul de capacitate pentru învățământul secundar și este numită profesoară de matematici în Bacău. În 1926 a urmat un curs de specializare în Pisa, Italia. Aceasta a ales să nu se dedice învățământului superior, chiar dacă era doctor în matematici. În schimb, și-a dăruit toate calitățile sale pentru matematici și școală. Aceasta a avut-o ca profesoară pe Vera Miller, pe care am prezentat-o anterior, și a fost profesoara Cabirei Andrean Cazacu și Floricăi Câmpan. Câteva referințe despre contribuția științifică a Silvei Creangă. În anul 1925 și-a susținut teza de doctorat în matematici, numită Direcții ciclifiabil conjugate, curbura normală constantă. Pe lângă aceste publicații, a studiat și câteva curbe în spațiu remarcabile, dar și elemente din teoria suprafețelor. Principalele publicații, două din comunicările sale au fost publicate în analele științifice ale Universității din Iași, iar alte două în revista aceasta. Silvia Creangă a publicat în anul 1935 volumul de probleme matematice elementare, în care toate cele 668 de probleme sunt probleme originale propuse de autoare. Am prezentat aici câteva scrieri de ale sale. Cabiria Andrean Cazacu, 1928-2018, în 21, adică poimâine, se împlinesc 3 ani de la moartea sa. A fost prima femeie conferențiar universitar de matematici a Universității din București, la Facultatea de Matematică. S-a născut la Iași, unde a urmat școala primară și liceul Oltea Doamna, până în clasa a șasea. Pe urmă a ajuns în București ca refugiată, iar a absolvit liceul în 1945. În perioada 1945-1948 urmează cursurile la Facultatea de Știință din cadrul Universității din București. În 1968 devine profesor la specialitatea analiză complexă. Cabirea Andrean Cazacu a fost șef de catedră de analiză matematică, decan al Facultății de Matematică din București, director general al Institutului de Matematică, cercetător științific al Institutului de Matematică, Simeon Stoilov, al Academiei Române și cercetător onorific. În martie 2006 devine membru de onoare al Academiei Române. Câteva referințe despre contribuția științifică a Cabirei Andrean Cazacu. În 1955 își susține teza de doctorat în științe matematice cu titlul Suprafețe remaniene normale exhaustibile. Activitatea sa științifică remarcabilă începe cu lucrări de algebră modernă, fiind influențată de profesorul său, Grigore Moisil, dar trece repede la lucrări de teoria funcțiilor de o variabilă complexă, axându-se în special pe suprafeță Riemann și funcții corespunzătoare. Principalele publicații, dintre lucrările sale cu caracter didactic, amintim sisteme de ecuații lineare, litografiat.
Introducere în obiectul teoriei funcțiilor complexe. Teoreme moderne de teoria funcțiilor, topologii suprafețe riemanniene. Alte câteva femei matematicieni care au contribuții remarcabile în matematica românească a secolului 20, pe care dorim să le amintim în final, în finalul prezentării, ar fi Florica Câmpan, Viorica Ionescu-Casimir, Lili Jean Nicolescu, Elena Moldovan, Mariana Nedelcu, care au adus contribuții matematice prin articolele publicate, dar și prin modul în care au predat și au inspirat mulți elevi ca să le calce pe urme. Concluzii. Chiar dacă au fost numeros mai puține decât bărbații matematicieni, femeile matematician din România a secolului 20 au avut un impact pozitiv asupra matematicii prin publicațiile lor și au reușit să intre în învățământul universitar, schimbând concepția că doar bărbații pot preda în învățământul superior, rămânând un etalon pentru generațiile următoare de profesori. Mulțumesc! Da, și noi mulțumim, Andreea. Eventual, ar mai fi trebuit aici să mai adaug și bibliografia, să ne prezinți. Da, o am aici. Da? Așa, nu e nicio problemă. Sigur, suntem sub imperiul emoțiilor acum. Da. Desigur, lucrarea aceasta este o lucrare mai mult de istoria matematicii. Nu pot să nu remarc faptul că te-ai referit doar la trei dintre femeile matematiciane, doamnele matematiciane a secolului 20 din România, care și-au adus un aport deosebit în dezvoltarea matematicii în țara noastră, în speță a geometriei, pentru că, de exemplu, Silvia Creangă a avut contribuții remarcabile la studiul curbelor și suprafețelor, la aceste elemente de teoria curbelor și suprafețelor. Desigur, există și alte doamne matematiciane a secolului 20 în matematica din România care și-au adus un aport remarcabil la dezvoltarea acestei științe în țara noastră, alături de bărbații matematicieni, printre care îi remarcăm pe Moisil, de exemplu, pe Țițeica și alți mulți oameni de geniu ai matematicii românești a secolului 20, putem să spunem pe ansamblu că am avut în țara noastră niște valori deosebite pe care trebuie să le respectăm și să le cultivăm. De asemenea, trebuie să fim mândri că am avut în matematica românească asemenea personalități care s-au remarcat nu numai prin faptul de a scrie lucrări științifice deosebite, dar și prin faptul de a fi buni pedagogi. Și acest lucru este un lucru deosebit, zic eu, pentru că, așa cum ai remarcat și tu de altfel în lucrarea ta și ai subliniat foarte frumos, ai spus, de exemplu, despre toate aceste doamne că au rămas în memoria colectivă a studenților dânselor, ca fiind niște profesoare desăvârșite, niște doamne pedagog desăvârșite, și acest lucru zic eu că este un aspect foarte pozitiv al predării, să zic așa, și al diseminării cursurilor și seminariilor în rândul studenților dânselor. Așadar, ca să nu mai lungesc, aș putea să vorbesc încă foarte multe lucruri, să vă spun despre toate aceste doamne matematiciani, pentru că au legătură foarte mare cu partea pe care o studiez eu, geometria. Vreau doar atât să mai spun în încheiere, sigur, nu înainte de a adresa colegilor mei, cei care doresc să pună întrebări. Eu nu am întrebări, eu am făcut doar această pledoarie pentru a vă, cum să vă spun, pentru a remarca de altfel faptul că Andreea a avut astăzi curajul să intre într-o lucrare, zic eu, destul de, nu numai vastă. Ea sigur s-a oprit asupra doar a trei femei matematiciane din România, dar această lucrare putea să fie sigur adresată întregii comunități matematice românești și este adresată de altfel. Așadar, în încheiere aș dori să îi rog pe colegii mei, dacă aveți întrebări, comentarii și voi, vă rog să le adresați. Mulțumesc! Da, poate că aș vrea să spun eu câteva cuvinte legate de Florica Câmpan, da, care a trăit între 1906 și 1993 și care știu că a avut un interes sporit, nu, și lucrări mai ales pe partea de geometrie, nu, domnule Laurean?
în domeniul geometriei diferențiale euclidiene, din câte știu eu, și care a fost la liceu eleva Silviei Creangă și la facultate i-a avut ca profesori pe Alexandru Miller și pe Vera Miller. Și din câte știu eu, la un moment dat era și un concurs de matematică care îi purta numele. Deci a fost o persoană remarcabilă în acest domeniu al matematicii. Este bine că se fac și astfel de lucrări ca să ne aducem aminte de persoanele care chiar au avut contribuții în acest domeniu al matematicii. O felicit pe studenta ta care a făcut o astfel de lucrare și ne-a prezentat această parte din istoria matematicii. Și Florica Câmpan a lucrat mult pe partea asta de istoria matematicii, nu? Cred că, din câte știu eu, a scris cărți legate de istoria matematicii. Da. Cum spuneam, sunt multe de spus aici. Am putea să ne lungim până mâine să tot vorbim despre această parte a istoriei matematicii românești, care este foarte vastă, secolul 20, de altfel, sigur, a adus multe contribuții în matematica românească. Dar... Chiar și secolul 21, dacă ne gândim la câte femei nu au reușit să devină profesor la Oxford, la Cambridge. Asta a spus și Andreea, că aceste doamne matematiciane au fost niște deschizătoare de drumuri, atât din punct de vedere al cercetării științifice pe care au făcut-o dânsele, dar mai ales prin faptul că au fost profesoare universitare și au ajuns să fie în, știți cum era pe atunci concepția vremii, și era destul de greu să răzbată într-o lume dominată, să zic așa, mai mult de bărbați. Și eu o felicit că a avut această inițiativă și am încurajat-o și mă bucur că a venit astăzi în fața noastră să ne prezinte această lucrare. Și sigur am ajutat-o și eu cât am putut în elaborarea acestei lucrări. Da. Dacă mai sunt alte comentarii, întrebări? Și apreciere am putea. Eu apreciez pe Andreea că a reușit să inițieze o astfel de discuție între noi. Da. Da, e un merit de deosebit să poți să îți să dai un start profesorilor într-o anumită discuție. Felicitări, Andreea. Chiar e un merit deosebit acest lucru. Așa. Da, și mă bucur mult că a venit ideea din partea ta, că doamna Adina Pop a conturat cu anumite aspecte. Aș vrea să conturez că și acum încă mai avem personalități ale matematicii, indiferent că acum asta e, așa trăim vremurile în care n-ar mai trebui să facem diferența între genuri. Asta este evoluția, vedeți, într-o sută de ani sau mai bine, deja unde s-a ajuns. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această ocazie! Mulțumesc și eu! Andreea, și eu doresc să te felicit pentru curajul de a participa la conferința INSGEN. În schimb, aș vrea să știu dacă aceasta este o lucrare de licență sau va fi o lucrare de licență. Nu este lucrarea mea de licență. Nu este lucrarea. A fost un gând pe care mi l-am pus în cap și am tras până am reușit să-l fac. Lucrarea mea de licență este bazată pe curbe plane. Am înțeles. În cazul în care era, aș fi vrut să dau o sugestie, dar în cazul acesta eu primesc. Mă țin. Poftim? Eu o primesc. Da. E foarte adevărat că s-ar fi încadrat perfect la secțiunea istoria matematicii și pe lângă lucrurile prezentate, eu cel puțin aș fi simțit nevoia ca să fie oarecum și o continuare de față de ce a fost dimineață, să vedem și ceva aplicații concrete, dacă se poate, sau ceva contribuție personală pe lângă aportul pe care ți l-ai adus de a colecta atâtea date despre aceste doamne. Mulțumesc! Da. Mulțumesc. Contribuția personală este că Andreea face matematică și va ajunge. Da, vreau să le calc pe urme.
Da, corect. Ești la început de drum. Succes! Mulțumesc! Bun, alte comentarii dacă sunt întrebări? Nu, din partea mea nu. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc tuturor pentru participare și pentru organizare încă o dată și vă felicit pe toți și felicit și pe Andreea în special. Mulțumesc! Da, o considerăm o deschizătoare de drumul. Sperăm că la anul să fie mult mai mulți studenți la această secțiune. Așa ne dorim. Da, mulțumim tare mult. O zi frumoasă plăcută. Cele bune tuturor. La revedere!